Hello, Dumi, și bine te-am găsit! Bine v-am găsit. Bine v-am găsit! Bun, dragilor, pentru cei care vedeți materialul ăsta cu Dumi, deja am lucrat în Startup Bank ediția 5-a și ne-am văzut astăzi să ne povestească cum a fost pentru ea Startup Bank. Nu pot să-i explic în cuvinte. A fost ceva frumos. Am învățat multe. M-a ajutat să mă ridic destul de la o notă, la una mai bună. Nu știu. Da, hai să luăm așa cu începutul, să zicem așa. Cum ai făcut de mine, primul rând? Cum ai aflat de mine? Unde m-ai găsit, prima oară? Ziceam așa, Am Dumi. probleme cu internetul. Da, ziceam așa, Dumi. Cum ai aflat tu de mine? De unde ai aflat de mine, efectiv? Păi din rețelele de socializare, de pe TikTok, Instagram, mai mult, pe Facebook nu prea stau și n-am avut cum să aflu de pe N-am înțeles. Facebook. Deci, pe social media special. Da. Ok, super tare. Și ce ți-ai spus, practic? Cum a fost procesul prima oară? Te-ai înscris la materiale gratuite sau cum prima oară? Nu m-am înscris la materiale gratuite. Am văzut câte din astea postate, postări, bac, recenzii, să le zic, de la persoane care au promovat de la o notă mai mică la una mai mare. Ce ți-ai spus când ai văzut toate chestiile astea? Deci nu vroiam să fac pregătire, dar am zis că trebuie să încerc măcar. Foarte tare, super. Și cum a fost? Cum ți se pare ție că, nu știu, două, trei, patru chestii care crezi că ți-au plăcut cel mai mult la start în BAC, la pregătirea la română? Schemele, erau scheme, de exemplu, la subiectul 2, deci nu știam ce cu mine, să zic așa. Legeam și am lucrat pe schițe. La subiectul 3 nu prea am lucrat acasă, dar repetam operele așa. Și cam asta. Înainte, da, m-am focusat mai mult pe subiectul 1 și 2. Foarte tare, bravo. Foarte, foarte tare. Vreau să te întreb, Dumi, dacă, nu știu, te-ai vedea acum, să zicem, cu un elev care intră în clasa a 11-a sau a 12-a și e indecis, nu știe ce să facă. Mă, să mă înscriu și la Startup Bank, să nu mă înscriu. Ce îi recomandă să facă? Cum îi recomanda? Da, să scrii, da, mai devreme decât mine. Mai devreme? Da. Am înțeles. Tu, în ce perioadă te-ai înscris? Mai știi exact când te-ai înscris? Cu timp înainte de bac. Nu știu dacă mai erau 3 săptămâni În înainte de ultimele bac. săptămâni. Da. Da. Și tot ai prins informații. Da. Foarte. Era măcar să iau 5. Da. Când am văzut 6, m-a tras și în jos și eram nemulțumit și am vrut să fac contestare, dar am... Am înțeles. Tu de la ce notă ai plecat la română? Pe unde erai înainte cu pregătirea la română? Pe la ce notă La erai? simulare. Ce notă am luat la simulare? 3,60. Deci ai crescut totuși, ai reușit să-l iei practic de la simulare acolo. Super. Bravo, foarte tare. Cum ar fi pentru tine într-un cuvânt? Dumnezeu, dacă ar fi să te gândești într-un singur cuvânt, cum a fost pentru tine stat în bac într-un singur cuvânt? Minunat. Foarte tare. Se pare că a meritat experiența. Da. Dacă te apucai tu și mai din timp, era și mai... Și? Da. Dar, na, mă găsise mai de mult sau acum m-am mai găsit în perioada asta? Cred că știam mai de mult și am zis că nu pot și singură, fac singură, nu. N-am vrut să dau acum. Dar m-am răzgândit cu o lună jumătate înainte de bac și o trebuie să iau toată de la zero, inclusiv română și istorie, nu-mi place deloc, dar o trebuie să învăț din nevoie. La Da. geografie. Da.
Oricum, într-o lună te-ai descurcat bine, adică de la 0, cum ai zis tu, într-o lună, da, tot e un progres, ia, ți-ai dublat nota aproape, de a 36 la 6. Da, foarte tare. Super. Dumitru, mulțumesc tare mult astăzi, că ne-am văzut. Și în momentul de față, dacă știi, ai văzut clipul ăsta și ești în clasa 11-a, 12-a, dă click pe linkul de mai jos și hai să vorbim mai multe despre Start în Bac și cum poți să intri și tu. Dumitrela, ce să zic, i-am spart la bac, într-o cuvinte.